Bine, v-am regăsit la un nou vlog. Cu asta ne-am ocupat, frate, în ultimul timp. Dacă vă întrebați de cine am postat Zucru Băbunul de Bucălați. Fii atent, astea sunt roșii. Le-am numerotat ca și anul trecut. De la 1 la 7. 8 la 14. 15 la 21. În astea două avem roșii. Aici sunt ardeii. Bun, roșii sunt numai până aici. Uite că dau, frate, ca lumea, peste tot. Astea cred că sunt roșii de Crimea, negre, care cică sunt foarte dulci. Asta este un sort Chitia, un sort bătrânesc, alt, românesc, neîncrucișat, straight G, original gangster. Mânci o roșie, îți flutură urechile. Iar aici undeva sunt roșii gigant. Da, abia aștept. Sper că anul ăsta să nu mai avem probleme cu vremea, grindina și alte chestii. Aici sunt ardei iuți, ardei gras, pătrunjel, țelină, tot felul de ierburi. Care mai de care mai interesante? Să dăm drumul la vlog. Mergem la grădină astăzi, facem ninja, schija, prin toate grădinile, frate. Așa că, pe beat. Ah, ce bun, mă. Stăm la grădină. Aici o să băgăm pe cai. Avem un job de terminat și anume să controlăm dacă toată lumea și-a pus vasă țelerul, ceasul de apă, cum trebuie. Direcția să fie ok. Noi am dat drumul la apă luni și nu a controlat nimeni chestia asta. Pur și simplu am dat drumul la apă, mulți nu sunt aici, iar eu, administratorul apei pe zonă, nu am avut timp să vin cu toți pensionarii aici de dimineață într-o zi de luni să inspectez, așa că am venit după programul de lucru. Cu ocazia asta, frate, o să ne benoclăm în câteva grădini. Trebuie doar să știm care, în ce grădină am fost și care este numărul în caz de ceva nu este ok. Pe partea asta e cam nasol, frate, pentru că fiecare grădină are custom-ul ei. Ok. M-aș fi bucurat dacă se vedea de aici. Dar trebuie să mă bag. O să vede de aici. În altă am să mă bag, are direcția cum trebuie. De la stradă, înăuntru. Perfect. Și asta trebuie să facem, frate, cred că 20 de grădini pe o parte, 20 pe cealaltă. N-am să vi le arăt pe toate, o parte le cunoașteți. Pe a noastră ați văzut, tot vecinii ați văzut. Alfred, am fost de câte ori la el. Dar în spate sunt niște minunății de grădini, frate, și mai mari și mai interesante. Acum eu sper ca toată lumea să aibă deschis, că nu peste tot poți să intri din grădină în grădină, gen. Bun, am să vă arăt. Bun, italianul nu are ceasul. Am să-mi și scriu. Asta este grădina numărul 3. Sau? Nu. 1, 2, 4. Bun, by the gate. Asta îmi place. Nu suntem singurii care lasă deschis. Primul candidat, frate. Uite, asta e săgeata și în direcția greșită. Plomba e intrarea. Trebuia invers. O să-i opresc apa. În ambele părți. Și mi-am notat grădina. Sper să... Eu n-am cheie, că îl aș fi scos eu, îl aș fi pus eu invers. Bun. Primul candidat.
Îi las deschis. Aici am fost. So. Up, same, am fost. Da, super, și-a închis. Ați văzut vreodată nișa? Dacă mă vede cineva, zice că nu-s pe treaba mea. Ok, asta este grădina. Aia a fost 8, asta e 10. 10 nu are. Să o facem prima dată, numerele pare și pe aia pe cele impare. La grădina asta de lângă am fost. Mergem mai departe. Grădinile faine, frate, pe partea noastră. Și pe partea asta e una singură, faină, în spate de tot, care am să vi-o arăt. Sper să fie deschisă, să nu trească să sar pe aici la garduri toată ziua. Uiuiuiuiuiei! Perfect! Super! Îmi place! Până acum numai unul de care nu îmi place. Și ce mă enervează că majoritatea au ușile închise, frate. Da. Asta e una dintre grădinile mele preferate. Deci, frate, cum a arătat aici. Hardcore. Și aia din spate, nici de aia. Oh. Ce se întâmplă aici? Ha, ha, ha. Aici, frate, și-a uitat asta deschisă. Din păcate. Da, ce zați. Uite și un șoarec mort. Scheiße. Uite-l acolo pe Jerry. Săracu. Bă, frate, ce pagubă ne-a făcut ăsta. O săptămână o fi mers apă aici. Trebuie să fac niște poze. Da. Cam zaț, asta se întâmplă, frate, când nu e expertul. E faină grădina asta. Haideți să vă arăt, de fapt, ce grădină primeam noi, dacă nu o luam pe cea care am luat-o. Asta? Cealaltă. Cealaltă, am filat-o. Când ne întoarcem, vi-o arăt. Și care mai îmi place, frate, este ultima. Mai este o intrare și pe aici, în... colonia noastră, dar asta este ultima. Da, super, cum intru eu la asta, frate, cu cartul ăsta. Da, și-a pus chestiile astea, dar... Deja m-ai născut și crescut în România. Am intrat degeaba, frate, că nici asta nu are ceasul și aici a făcut cârtița varză tot, fii atent. I-a stupat și tot. Asta este numărul 30, ultimul. 30 sunt în total. Deci numărul 30 nu are. De ăștia trebuie să mai vin o dată, frate, sau să-i ajut să monteze. Acum sare înapoi gardul. Și asta și-a făcut fain aici. Când am venit noi, și-a luat-o și el. Deci scosese tot cu excavatorul. Și uite, și-a făcut aici o trambulină pentru copii să urce. Super fain. Și e mare, e mare. Are și în spate. Și nu are vecini în partea aia. Aici ai parcul față. Bun, pe partea aia la întâlnță sunt niște grădini mai faine. Aici sar gardul era. Bun. 29 de. Bine că este închis. Ce e fain acum că de astea o să intrăm din una în alta, fără să mai sărim niciun gard. Deci? Jap. Și aici deschidem numai una pentru că toate cutiile astea sunt una în alta. Asta este aici, la capăt. Da, acum aveți și tu în comparație cu
ce am făcut noi. Gândește că ăștia au grădină de mai mult timp decât o avem noi. Toți o au de minim 4 ani, 5 ani. Uite și tu cum arată. Hai să nu-mi dau. Ok. So. Bravo. Wow. Nice. Ce ți-ai făcut aici, nene? Ești nebun? Ah, asta nu și l-a scos. Asta nu și l-a scos. Hai să nu sară pe mine vreo. Bun. Nu și l-a scos și și-a pus astea ca să nu înghețe, gen. Da. Nu ca și când am avut astfel de temperaturi. Fii atent, frate, ce jungare asta aici. Și ăsta are grădina de vreo 5 ani. Fii atent înăuntru. Depozit, tati. Deutschland. Hai să mai băgăm pe aici. Hai să vedem pe unde trecem, frate, că ăsta are vie. Ia uite-te și tu, frate. Ăștia nici nu-și merită grădina. Eu aș fi dat de mult afară. Bun. Uite, așa ceva am vrut să pun și eu pe... În loc să o... Ups! În loc să o fi făcut cu șmierpier, să-i fi pus așa ceva. Și gata, mă scoteam. Așa. Bun. Bun. Haideți să vă arăt grădina de român, frate, cum trebuie să arate asta. Asta e lui administratorul nostru. Câta treabă, frate. Așa de deschis am vrut să-mi fac și eu o terasă. Să fie deschisă. Super! Harnic! Gospodar, țucălbunu! Să mai băgăm pe aici. Sunt unii frate care poate să doarmă aici liniștiți. De acum încep numai grădin fain. Una și una și toate închise. Uite de știu, frate. Opala. Corect? Corect. De aici, frate, una și una, sper să nu dau peste cineva care doarme aici. Și am închis asta tot. Fii atent ce fain e șalat. Și cu gazon. Omenie. Și aici ăsta altcumva și-a închis. Are antenă. Ăsta doarme aici, frate. 100%. 100%. Nu permit să stau prea mult cu filmarea, pentru că mie că vine cineva, nu aud și mă prinde pe un picior greșit, pe care nu vreau să mă prindă. Da, asta-mi place grădina. Tare, tare. Bun, ăsta nu și-a pus ceasul. Trebuie să găsesc numărul la casă. Vă duc în cea mai mare grădină, ea fiind în curbă, este asta, cea mai mare. Să trecem direct pe aici și ăsta are închis. Așa pe șustache, vă bag. Și ăsta are fain aici, verticultat, frumos, îngrijit. Dintre toate astea e preferata mea, frate. Dintre toate. Bun. Asta poate să apară în orice moment. Corect. Corect. Nici nu mă așteptam la ceva.
băgăm și la noi o geană, am lăsat deschis. Arată bine, frate, treaba. Treaba cu băbă vorba. Bun, eu nu mi-am scos ceasul, dar am să bag un ochi la Alfred. Da. L-am montat cum trebuie. Era să zic că l-am montat greșit. Plomba îi dă direcția. De la plombă trebuie să ducă înăuntru gen. Ia să vedem la vecinii care treaba. Vezi, asta e fain pe partea asta, că ai un singur șactel. Un singur șactel, șactel se numește această cutie în care sunt ceasurile de apă. Asta n-am fost, să vă spun sincer, niciodată în grădină. Super! Bun! Trebuie să mai intru la ăla la care și l-a pus greșit. Să mai mă uit odată dacă chiar e direcția greșită. Am oarecum o suspiciune. Cui o fi grădina asta atât de drăguță? Mă întreb. Asta e vinovatul! Da. L-am montat greșit. Asta e. Trebuie să vină să și-l refacă. Harcu, nu știu cât am filmat până acum, câte minute avem. În orice caz, înainte să plecăm acasă, frate, vreau să prind acrișii și să ne benoclăm odată. Dacă vă întrebați de ce nu o să ne întindem atât de mult, e pentru că aici, frate, a fost iarnă iar. A nins acum 2 zile rază padă de undeva la 5 cm și asta e deja a doua sau a treia zi de când a rămas. Acum cred că sunt undeva la 2-3 grade. Părul rezistă, fii atent că gerul mi-a ars floarea asta. Asta nu v-am arătat-o, nu? Ce fain era. Mi-a ars-o, nu cred că își mai dă drumul. Mi-a ars-o gerul. A fost minus 6 grade noaptea. De aia nici n-am mai băgat nimic pe aici. Asta nu-mi place. Buruiana asta nu-mi place. Chiar am să scot chiar acum. Oh, dar sunt mai multe, văd. Sunt mai multe, împrăștiate pe aici. Vom da cu un din ăla de buruiană. Vom tăia zilele astea iarba. Uite, de asta vreau să fac pomii, pentru că greutatea ei o să-i apese. Aici, băiatul. Buclucaș. O dată. Cred că două îi ajung. Cât să mi-l țin aici. Bine de tot. Doamnilor, cam asta a fost, frate, că pe vremea asta nu mai îmi vine să fac nimica. Cel mai probabil mâine, dacă va fi puțin soare, o să vin să tund iarba odată. Îi dăm o frizură de început de primăvară
iar după aia, în câteva zile, o voi aerisi. Am niște papuși din aia cu țepi, gen crampoane, cu care trebuie să bag pas de furnică pe tot arealul și să o aerisesc. Multă muncă, frate, multă muncă. Acum, după ce a plouat, s-a lăsat și puțin pământul și să văd peste tot chestii pe care nu le-am scos când am curățat. Dar ce mă bucură, pământul din spate este bombă de negru, frate. Așa pământ nu am avut niciodată de când am luat grădina. Uite, se vede și diferența acolo în spate, pe lângă maroniu ăsta. Deci, țâță de mâță o să iasă acolo toate roșiile și toate plantele pe care le-ați văzut acasă. Băgați în comentarii care e grădina care vi-a plăcut vouă cel mai mult dintre toate grădinile pe care vi le-am arătat așa pe fugă, eu fiind cu treabă. Eu merg pe grădina lui vecinul ăla, are și un duș, frate, montat cu plăci de beton, fain, mega, mega. Și în spate are și ieșire, are lemn, are ceva betonat pe acolo, jos în pifniță, are pifniță în care intri în picioare. Da, mega, dar tot așa, are casa de când eram eu mic. În fine, băgați voi în comentarii, frate, care este casa care vi-a plăcut și ne vedem cel mai probabil data viitoare. Habar nu am când, pentru că e grele. Sau un papu.